Pentru coach. Okay. Este de Google Translate? Cum vezi acest început de campionat? Pentru energia, pentru ceea ce se întâmplă în campionat în acest sezon. Va fi un campionat foarte, foarte echilibrat și multe, multe meciuri care se vor termina în ultimele, nu știu, în ultimele secunde, cum a fost și, și al nostru cu Craiova. Referitor la meciul Craiova, ne pare rău că s-a întâmplat acest eșec. Eu cred că am arătat că ne putem juca la un nivel foarte, foarte ridicat și faptul că i-am avut în mână, nu știu, cu 20 de puncte, asta spune că echipa aceasta este una puternică. Că s-a produs acea cădere, noi sperăm că nu se va mai întâmpla. A fost un ghinion teribil, să spunem. Cât de mult crezi că va conta absența lui Darby pentru voi în meciul viitor, dacă nu va putea juca lui? Cu siguranță că va cântări foarte mult, dar avem o echipă puternică. Avem jucători care îi pot ține locul și sperăm că își va reveni în cel mai scurt timp, pentru că va fi un sezon lung, foarte multe meciuri și din păcate, așa se întâmplă. Când joci foarte mult, apar și accidentările, dar trebuie făcută o recuperare bună și să fim toți. Suntem favoriți în acest meci? Nu vreau să ne punem iarăși în poziția aceea, să ne credem favoriți și... Nu, să spunem că vom porni de la egal la egal. Vom porni modest. Modești și vrem să dovedim că suntem o echipă foarte bună. Mulțumesc.